Avocații domnului Igor Dodon au înaintat cerere prin care au solicitat eliberarea unor documente din dosar. După ce vor fi studiate actele solicitate, se vor prezenta la audieri. Legislația procesual penală îi oferă dreptul de a se pregăti pentru audieri și noi nu putem să îi îngrădim acest drept. Maxim Lebedinski, avocatul lui Igor Dodon, declară că recent a fost primită numai o parte din actele solicitate. Urmează să decidem ce facem cu restul actelor care au fost solicitate, fiindcă noi cam suntem în necunoaștere de mai multe circunstanțe care se invocă, le studiem și ulterior să convenim cu domnul procuror când suntem gata să dăm explicații disciplinatorii. Totuși, acesta evită să spună când anume va fi pregătit clientul său pentru a fi audiat în dosarul în care figurează. Totodată, Maxim Lebedinski nu a vrut să dezvăluie dacă Igor Dodon se află sau nu în țară. Nu poți să divulg date ce vizează deplasările sau aflarea pentru. Anterior, acesta a declarat că este nevinovat, iar prima citație a calificat-o drept fumigenă, având scopul de a distrage atenția oamenilor de la alte probleme. El a fost așteptat în preajma rebelionului la Procuratura Generală, mai exact pentru a fi audiat în calitate de suspect în dosarul Energocom, prin care statul ar fi fost prejudiciat cu aproape 124 de milioane de lei, în urma unor scheme de import a energiei electrice din anul 2008 în Republica Moldova. În 2021, Procuratura General a anunțat că a inițiat cauză penală pe faptul respectiv, iar probele acumulate arată că prețul de achiziție a luminii ar fi fost majorat nejustificat și cu acordul mai multor funcționari, printre care și cei de la Ministerul Economiei. La cârma ultimei instituții, dar și a guvernului, se aflau atunci socialiștii Igor Dodon și Zinaida Greceanei.